Sunt economiști, specialiști, oameni care au fost laureați ai diferitelor premii internaționale și care în analizele lor au arătat foarte clar că educația timpurie marchează profund toate celelalte repere educaționale până la nivelul vârstei adulte, atunci când îl inserăm și îl integrăm în producție, când, sigur, colegii noștri de aici îi preiau pe cei care ne-au fost nouă produse și le transformă fiecare fapt de viață și fapt profesional în valoare adăugată. Noi, Universitatea, încercăm să facem acest lucru conștienți că fără deschiderea către această a treia misiune nu vom putea realiza nimic, chiar dacă pornim de jos, de foarte jos, în facultățile de profil, în facultățile noastre de știință ale educației, dar, spre exemplu, și cu asta închei, Universitatea din București și-a asumat ca misiune strategică, pe lângă domenii de dezvoltare high-tech sau din zona climatologiei și a celor care ne interesează pe noi, zona Dunării, spre exemplu, unde România are o problemă majoră de mediu și de dezvoltare integrată, și educația timpurie. Este o arie strategică pe care ne-am asumat-o conștienți fiind că ea reprezintă un punct central pentru viitoarea raportare a României la ceea ce înseamnă competitivitate. Noi facem și avem colegi care au făcut analize de economia educației, încercând să compare clasamentele pe care Forumul Economic Mondial, Global, le dă publicități în fiecare an cu privire la competitivitate. Au încercat să le compare cu produsele pe care sistemul educațional le oferă atunci când, știți dumneavoastră, se face evaluarea PISA cu care v-ați obișnuit. Ce au observat ei, făcând aceste comparații longitudinal, ca să ne referim și la date, și-au luat în calcul două țări, a fost Polonia și Estonia. Estonia a fost luată în mod fericit ca exemplu. Estonia a făcut două lucruri esențiale. Mulți dintre cei care s-au orientat pe clasamentele internaționale au zis: a, stăm foarte bine acolo, ce a trebuit să facem? Să schimbăm sistemul de evaluare, pentru că elevii noștri vor fi antrenați și vor avea performanțele pe un sistem de evaluare cu care lucrează deja la clasă, sunt obișnuiți. Și am avut țări care au produs această modificare. Estonia a spus nu. Estonia a făcut un pariu extraordinar, n-a schimbat sistemul de evaluare, n-a mers pe o condiționare algoritmizată a ceva ce elevul poate fi învățat și ulterior evaluat sub formă unui antrenament, și a spus: schimbăm sistemul de lucru în clasă și dotăm școlile. Estonia este acum în poziția, dacă urmăriți clasamentele internaționale, poziția a 5-a, cred că este, să nu greșesc, într-o poziție absolut privilegiată.